Sâmbătă, 5 martie, s-a desfășurat conferința județeană Stop, fără abuz, neglijare, exploatare, eveniment care a unit toate unitățile de învățământ argeșene și instituții cu implicare majoră în combaterea agresiunii asupra minorilor. Astfel, reprezentanții ai acestora, inspectori școlari, polițiști, judecători, psihologi, părinți, profesori, elevi, dar și oameni în mâna cărora stă puterea decizională din punct de vedere legislativ, au lucrat împreună pentru identificarea modalităților și strategiilor de prevenire a actului de agresiune asupra copilului, dar și a modalităților de soluționare concretă a situațiilor de acest gen. Liceul Tehnologic Regele Mihai I a fost unul dintre cele 8 centre regionale care a găzduit delegații ale unităților de învățământ de pe raza municipiului Curtea de Argeș, a localității Domnești și zonelor limitrofe. Conferința s-a dovedit a fi un adevărat motor de învățare și limpezirea anumitor situații esențiale cu privire la acest fenomen cu care societatea se confruntă, și anume abuzul, neglijarea și exploatarea copiilor. Toți, dar absolut toți, indiferent de pregătirea profesională, de statutul social, de funcția deținută, toți suntem responsabili de soarta copiilor acestei țări. Trebuie să-i ajutăm, să-i sprijinim, să-i ferim de rău și de suferință. Copiii nu sunt niște obiecte ale adulților. Ei sunt niște suflete care trebuie iubite și nu strivite. Copilul agresat astăzi va deveni agresorul de mâine și astfel violența se va perpetua. Dacă ești părinte, asumă-ți datoria. Dacă ești profesor, asumă-ți misiunea. Dacă ești reprezentant al unei instituții de profil, respectă și aplică legea. Dacă ești persoană care are putere decizională, din punct de vedere legislativ, implică-te și acționează. Doar împreună putem reuși. S-au punctat și explicat anumite aspecte precum complexitatea mecanismelor Programului Național de Suport din Grijă pentru Copil, existența apelului unic 119, care facilitează identificarea actului de agresiune și, implicit, soluționarea. Derularea programelor pentru dezvoltarea abilităților emoționale parentale. Modalități de identificare a formelor de abuz asupra copiilor. Liceul Tehnologic Regele Mihai I rezonează pe deplin cu ideea de non-agresiune, fapt demonstrat și prin derularea activităților ample cu caracter anti-bullying în cadrul proiectului Erasmus, Be a Buddy, Not a Bully, Fii prietenos, nu bătăuș, activități derulate în parteneriat cu Asociația pentru Dialog Intercultural.